Breaking news, vedeți acum la Antena 3 replicile dure care au fost adresate în ședința PNL de astăzi. Vă spuneam, o ședință scurtă, dar intensă, și vorbim chiar acum cu sociologul Marius Pieleanu. Bună ziua, domnule Pieleanu! Salut, mâna! Vedem împreună replicile. Robert Sighiartau se pare că a fost cel mai dur la adresa lui Ludovic Orban, spunându-i că suferă de un sindrom ceaușist. Numai Ceaușescu îi numea trădător pe cei care nu erau cu el. În loc de democrație liberală în propriul partid, ați ales regimul unipersonal. Nu mai sunteți Ludovic Orban, care a câștigat congresul din 2017. Sunteți tot mai mult Liviu Dragnea, ca manieră de a conduce un partid. Să înțelegem, domnule Pieleanu, că este tot mai singur Ludovic Orban? Este deja pierdut această bătălie în PNL? N-aș spune că e deja pierdută pentru Ludovic Orban, fiindcă este în mod vizibil pentru orice privitor atent al vieții politice din România. Este vizibil faptul, cum spuneam, că e o luptă între, în mod real, între vechiul Partid Național Liberal și defunctul Partid Democrat Liberal, la care s-au adăugat pentru o asezonare așa, de vară, întârziată, câteva personaje new entry, care de altfel au fost promovate de domnul Orban, dacă ne uităm cu atenție. Începând, sigur, cu Rareș Bogdan, care incontestabil a adus un surplus de valoare partidului, sunt date în privința asta, deci nu e doar o speculație de-a mea, și terminând cu domnul Sighiartău, pe care dânsul a luat, măcelărit fiind într-un județ al Ardealului de către organizația locală, și l-a făcut secretar general al partidului, dânsul fiind Ludovic Orban. Dar, sigur, trădarea este o noțiune confortabilă și frecventabilă în toate partidele politice din România și, aș spune eu, nu numai, și în alte țări cu democrație mai avansată. Revenind însă, totul se învârtește, ca să zic așa, în jurul opiniei prezidențiale. Dacă președintele Iohannis, că e o realitate asta, dacă președintele își dorește ca domnul Orban să fie președinte în continuare, va fi. Dacă își dorește să fie domnul Florinel Câțu, va fi domnia sa. Și ce credeți că își dorește președintele în condițiile în care oamenii să-și dorească o a treia cale, cum frecvent se întâlnește în politica mondială? Această a treia cale este Dan Motreanu, care e cel mai consistent, dacă mă întrebați între toți. Doar că, domnule Pieleanu, toți oamenii președintelui par să-l susțină pe Florin Câțu. Să nu uităm acel moment al lansării candidaturii, când absolut toți oamenii președintelui erau în spatele lui Florin Câțu și l-aveam într-o altă fereastră pe Ludovic Orban, singur. Eu am mai văzut această fotografie de etapă. Și am văzut-o la un partid mai mare electoral decât PNL-ul, care se cheamă Partidul Social Democrat. Adică se joacă, asta spuneți. Sigur că da. Nu e nimic tranșat. Vă readuc aminte că la congresul care va fi în toamna acestui an vor participa 5.000 reprezentanți. Semnificativa parte dintre aceștia 5.000 va fi reprezentată de către oamenii de la baza partidului, da? Delegați ai județelor, ai organizațiilor județene. Mulțumesc. Unde Ludovic Orban stă foarte bine. Deci lucrurile nu sunt tranșate niciun fel, în opinia mea.